cred că Rufart SRL face parte din grupul Rufart, care a fost creat de compania Conluxart în 1998, deci deja 17 ani în urmă. Fabrica deci produce elemente pentru sistemele pluviale de șgheabă și burlane. Livrările care sunt efectuate de la fabrică sunt peste 9 țări, care ar fi România, Republica Moldova, Lituania, Israel, Marea Britanie, Rusia, Belarus și alte țări. Aici producem produse de calitate, folosim materie prime SSAB, tabă suedeză, și de aceea produsele la ieșire sunt de calitate superioară. Anual la fabrică se prelucrează circa 1000 de tone de tablă, se produc 550.000 de metri liniari de șgheabă, ceea ce ar fi de ajuns pentru 13-14.000 de case. Lupan Felician, sunt de la Baia Mare, reprezint firma Smart Business și astăzi am venit în vizită la fabrica de producție a sistemelor de pluviale Rufart. Sunt partener din 2008 cu firma Rufart, comercializez produsele și astăzi am avut ocazia să văd și linia de fabricație, materia primă care se folosește aici, materie de cea mai bună calitate, SSAB din Suedia. Produsele se toate componentele sistemului de scurgere se produc în fabrică, în fabrică aici, pe ștanțe proprii. Foarte bine organizată fabrica, procesul tehnologic de la intrarea materiei prime până la ieșirea produselor finite la distribuție. Mi-a plăcut foarte mult curățenia, calitatea produselor, utilajele care sunt pentru fabricarea componentelor, utilaje de clasă mondială care rezultă produse finite foarte, foarte bune. Pentru viitor doresc să meargă în continuare colaborarea, cel puțin ca și până la nivelul actual. Aștept produse noi și surprize din partea Rufart. Totul este organizat foarte bine, curățenie, material performant, SSAB, din care se lucrează și totul e organizat foarte bine. Noi în România ne ocupăm și de comercializarea și montarea țiglei metalice, care tot aparține firmei Rufart, dar se produce în România. Împreună cu sistem de șgheaburi și burlane, sistemul începe să se vândă foarte bine, dat fiind faptul că este o calitate bună.